ca și colegul din dreapta mea, sunt la primul pas în politică. Până acum am desfășurat o activitate în societatea civilă. Deși am un nume nefericit pentru un partid de dreapta, respectiv mă numesc Roșu, totuși ideile mele au fost întotdeauna de dreapta, pe lângă faptul că am acest nume nefericit, care totuși mie îmi place. Mai sunt și bugetar, iarăși o problemă cu, să spunem așa, cu un partid de dreapta. Totuși, cred că și bugetarii au o funcție socială importantă și nu putem să vorbim despre bugetari ca despre niște oameni care trăiesc în spatele cuiva, fără ei totuși să fim conștienți că nu se poate. M-am alăturat partidului din câteva motive personale. Unul a fost disperarea pe care am resimțit-o vara anului trecut, când instituțiile statului de drept, din punctul meu de vedere, au fost supuse unui asalt terorist, aș putea să-i spun. Asta a fost impresia mea subiectivă. Toate faptele pe care actualii guvernanți până acum le-au comis, au confirmat începutul sau au confirmat modul în care au ajuns la putere. Aproape zi de zi suntem asaltați de știri despre impostură, despre duplicitate, despre plagiatori care populează guvernul. Suntem asaltați de știri despre dedublarea personalității. Dimineață ești prim-ministru, iar seara ești deputat și ai păreri cu totul și cu totul diferite. Asta ca să rezum, să spunem așa, cum simt politica sau guvernarea la nivel național. În ceea ce privește pe plan local, v-aș da două date pe care iarăși m-au șocat atunci când le-am aflat despre județul Vrancea. Suntem județul cu aproape 20% cetățeni sau populație care primește ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană. Deci, 2 din 10 vrânceni trebuie să fie asistați cu alimente pentru a supraviețui, să spunem așa, sau cel puțin așa se consideră. De asemenea, suntem municipiul reședință de județ cu cea mai mare scădere a populației, conform ultimului recensământ. Populația Focșanului, față de 2002, dacă sau 2001, nu mai știu când a fost ultimul recensământ înainte de 2011, a scăzut cu aproape 30%. Este record la nivel național. Cam acestea au fost motivele pentru care, să spunem, am părăsit o anumită activitate în societatea civilă și încerc alături de colegii mei să fac o politică pe care sper să o păstrez în limitele principiilor pe care le-am avut și până acum. Vă mulțumesc frumos!